Salutare, dragii mei abonați și nu numai! Astăzi voi pregăti o rețetă special pentru acele persoane care nu pot mânca glutenul și zahărul, dar nu numai. Această rețetă este ideală pentru toată lumea. Vom face muffins de ciocolată foarte pufoase, fără zahăr și fără gluten. Deci să începem rețeta. Într-un bol mai mare vom adăuga 2 ouă, un praf de sare și 200 g xilitol. Acest îndulcitor este apt și pentru diabetici. Vom mixa 5 minute, după care vom adăuga 100 ml de ulei de cocos. Dacă nu aveți acest tip de ulei, puteți adăuga ulei de floarea soarelui. Vom mai adăuga 2 lingurițe esență de vanilie și continuăm să mixăm. Iar acum vom adăuga 220 de grame de iaurt natural și continuăm să mixăm. Următorul pas, vom cerne în această compoziție 60 de grame de cacao fără zahăr, este foarte important, 90 de grame făină de orez, 90 de grame făină de ovăz, o jumătate linguriță bicarbonat și o linguriță jumătate de praf de copt. Și vom mixa ingredientele la viteză mică. Vom mixa până vom omogeniza bine toate ingredientele. Vom mai adăuga și 40 ml de apă foarte fierbinte și continuăm să mixăm. Compoziția noastră este gata. Acum în această compoziție vom adăuga 120 de grame de chips de ciocolată neagră. Dar poate să fie și chips de ciocolată cu lapte. Amestecăm. Iar acum vom avea nevoie de o tăviță pentru cupcakes și hârtiuțe. După care, cu ajutorul unei linguri de înghețată, vom împărți cât de cât egal compoziția în fiecare hârtiuță. Nivelăm puțin, după care deasupra vom pune chipsuri de ciocolată și vom da tăvița la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade Celsius. Dar cum vă spun totdeauna, aveți grijă la cuptor! Și gata este prima noastră tăviță de muffins. Le vom lăsa să se răcească puțin, după care le vom scoate pe un grătar și vom continua să le coacem și pe celelalte. Și doar îmi rămâne, dragi gospodine și gospodari, să vă doresc spor la treabă! Iar acum voi rupe una să vă arăt cât de pufoase sunt. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să activați clopoțelul, să distribuiți, să-mi dați un like și să vă abonați. Ciao!